În primul rând, cu cine avem onoare? Alexandru Petrescu, Ministrul Comunicațiilor și Societății Informaționale. Prima întrebare pe care o punem tuturor invitaților noștri este: cum ați ajuns în acest moment, din T0, când erați copil, până în acest moment? Care sunt principalele lucruri care au definit traseul dumneavoastră? Cred că dacă aș defini așa un itinerarul de viață până la vârsta asta, întorcându-mă în special în anii copilăriei, cred că m-aș caracteriza ca un copil neliniștit, constant căutător, constant cu o interogație, cu o întrebare, constant cu mână ridicată în școală. Totdeauna am vrut să știu și din alt punct de vedere. N-aș spune rebel, fiindcă am fost un copil oarecum timid, în special în școala primară. Dar constant mă întrebam cum ar fi altfel. Și dacă aș face o recomandare, o idee care m-a călăuzit, a fost lipită de sufletul și personalitatea mea și e și acum, cum a fost și acum 40 de ani, consecvent. Consecvent în a întreba, consecvent în a căuta, consecvent în a înțelege. Deci consecvența este caracteristica mea principală ca și personalitate și a stat oarecum atașată de personalitatea mea până astăzi și foarte probabil că mă va defini pentru tot restul vieții mele. Când erați mic, ce vreau să vă faceți când o să fiți mare? Vreau să mă fac preot. După ce am cochetat cu aceste gânduri, am fost să mă fac actor. Am fost la un cerc două de actorie și consecvent cu schimbarea, în cele din urmă am ales să urmez Academia de Studii Economice, după care am terminat facultatea în București și am urmat o a doua facultate în Marea Britanie, în Cardiff, în Țara Galilor, și mi-am dorit foarte mult deja la un stadiu oarecum mai matur de opțiuni, de a alege opțiuni profesionale, mi-am dorit să intru în zona bancară. N-am reușit de la început, așa a fost circunstanța vieții. Am lucrat în zona educației, am fost profesor suplinitor la o școală undeva în Kent, în Maidstone, pentru o scurtă perioadă și fiind consecvent cu o idee, cu un gând, în cele din urmă am intrat în zona bancară și de acolo am evoluat ani de zile până în 2012, lucrând în zona serviciilor financiare în Regatul Unit, în Londra, și la un moment dat a apărut opțiunea de a reveni în țară, în România, după cu tot cu anii de studiu, 16-17. Și n-am ezitat nicio clipă să mă întorc în țară. Am făcut-o, nu-mi pare rău, dar în continuare sunt consecvent pe a pune întrebări, a căuta răspunsuri, am uitat la lucruri și din alt unghi și o să rămân așa și pe semnul ăsta e motorul. Eu mi-aș da acum un sfat pe care știu că nu l-aș fi ascultat acum 40 de ani sau mai puțin, știu eu, când eram în școala primară, aș fi vorbit cu un Alex mic și aș fi spus acum să fie mai răbdător. Alex mic s-ar uita spre mine, Alex mare, și ar spune: eu răbdător, consecvent, nu o să fiu răbdător. Deci clar nu va fi, dar i-aș dori Alexului mic să fie mai răbdător. Acum, la un jumate de ciclu de viață, aș spune că lucrurile care ți le dorești, dacă ești consecvent, chiar se întâmplă, nu sunt vorbe în vânt, fără dar și poate. I-aș spune, poate, această neliniște difuză la început să încerce toată energia ce stă în spatele neliniștii. Energia creează neliniște, neliniștea creează căutare și eventual ajungi la răspunsuri. Dar trebuie consecvență să urmărești tot firul ăsta de secvențe, de acțiuni.
i-aș spune să-și canalizeze puțin energia pe niște zone mai centrate, mai focusate. Pe de altă parte, ce a făcut, n-a făcut rău, Alex Mic mă refer, uitându-mă în urmă, fiindcă și viața, și educația, și părinții, și Dumnezeu l-au împins spre direcții pe care probabil, fără să-și dea seama, trebuia să le ia. Și dacă m-aș uita înapoi în ani, chiar n-aș schimba nimic. Foarte tare. Când erați mic, citeați? Foarte mult. Ce am? Îndrăgostit de citit. Am început cu... foarte mult totodată. Pe o gamă foarte largă de lectură. Citind de la Karl May, Vinetu, la Sindromul Andromeda, îndrăgostit de science fiction, chiar și am scris science fiction. Era o revistă Quasar, să numea, pentru studenți, și am scris câteva mici pastile acolo. Prima dintre ele s-a numit Black Hole și avea și desene și o parte de, de text. Câte ani aveți? Uf, cred că era în clasa 4-a. Deci, pat. Clasa wow. 4-a, 10 ani, probabil pe acolo, 9-10 ani. Citeam povestiri istorice de Alexandru Midru, citeam Legendele Olimpului, tot de același autor. Evident, toată gama Jules Verne. Citeam cu mare plăcere Cireșarii. Citeam poate și beletristică puțin mai grea pentru anii aia, vorbesc 10-11 ani, țin minte, Dincolo de zidul de neon, nu mai mi-aduc aminte autorul. Citeam extrem de, divers, bine, și puțin prus, și puțin literatură universală, mai că trebuia de la școală, mai că îi prindeam eu gustul, dar cert e că citeam tot timpul. Și am rămas în continuare, îmi regăsesc liniștea, plăcerea în a citi, în a intra într-o librărie, am îngâiat rafturile și cărțile, a le desface, le cumpăr, mai am trei acasă, mai îmi iau una, încerc să le mai iau pe avion, le citesc cu mare plăcere. Vă place mirosul de carte? Îmi place foarte mult mirosul de carte, îmi place cartea extrem de mult. Din păcate citesc mai puțină beletristică și citesc foarte mult din zona de tratat economic, politic, puțină filozofie, dar nu mă mai regăsesc atât în lectura din pasiune și foarte mult și în lectura din nevoie, fiindcă în continuare trebuie să învăț și pe semne toți trebuie să învățăm. Cum? Un adult învață acum? Nu s-a terminat învățarea când ai terminat școala? Îți dai seama cât de puțin cunoști pe măsură ce acumulezi informații și cunoștințe și să pot rămâne în avangarda informației care la rândul meu o evanghelizez și o diseminez și o explic la nivel profesional. Trebuie și eu să învăț constant ca să mă țin eu pe mine actualizat de tot ce înseamnă direcții, tendințe în tehnologie, când vorbim de minister, în politici, în guvernare, în domeniul tehnologiei. Așa că cititul rămâne îndeletnicirea principală și acompaniază cam tot ceea ce eu fac, gândesc și întreprind. Când erați mic, vă plăcea matematica, fizica, zonele astea de științe mai exacte? Îmi plăcea foarte mult fizica, automat îmi plăcea și matematica, însă mi-a plăcut foarte mult și domeniile umaniste, foarte mult literatura, în continuare îmi place foarte mult, dar aveam înclinație spre tehnologie așa cum o înțelegeam noi atunci. Dacă un copil de vârstă de 10-12 ani ne urmărește acum, evident, care are o cu totul altă
înțelegere când vorbim de tehnologie, dar și pe vremea noastră, incipient, apăruseră calculatoarele, apăruseră mici programe, apăruseră mici jocuri care, pe care le găseam absolut fascinante. Evident că pentru un copil din anul 2019, jocuri precum două liniuțe și un punct care joacă tenis ar însemna foarte puțin. Însă, prin ochii mei, acum, știu, 30 ceva de ani, mi se părea un univers fascinant. Dar, indiferent de domeniile pe care eu le găseam atrăgătoare la școală, partea de tehnologie care a crescut odată cu mine a fost un apropiat companion al creșterii mele profesionale, intelectuale și în continuare zona de tehnologie, că ea acum a ajuns să fie suprapusă și centrată pe profesiunea mea și pe ceea ce păstoresc ca domeniu guvernamental, totuși la bază atracția mea față de tehnologie vine din pasiune. Sunt pasionat de tehnologie, sunt pasionat de ceea ce poate aduce tehnologia ca ușurință de zi cu zi a existenței noastre. Că, până la urmă, în mare parte la asta se reduce. Să avem o viață mai bună, să petrecem mai mult timp făcând ce ne place și tehnologia ne ajută asta, fiindcă ne dă posibilitatea să facem în mai puțin timp lucrurile pe care poate trebuie să le facem neapărat că ne plac și să trăim mai bine și să trăim mai fericiți. Tehnologia ne ajută să trăim mai sănătoși și să ne bucurăm de persoanele la care ținem, chiar dacă ele câteodată se află la depărtare, tehnologia ne ajută să le avem mai aproape. Tehnologia ne unește, ne ține împreună și dă o șansă societății de a avea o viață mai bună, mai echitabilă, mai transparentă. Cât de mult au contat părinții în direcționarea dumneavoastră pe actualul traseu? Au contat foarte mult că m-au sprijinit în tot ceea ce am dorit să fac. Eu constant și consecvent doream să fac ceva. Chiar dacă multe lucruri pe care le-am început, poate nu le-am și finalizat, dar nu-mi pare rău, fiindcă am gustat din fiecare. Am fost la cercuri de atletism, dar am fost și la cercuri de navomodelism. Am fost înscris la karting, dar am făcut și basket. Am făcut puțin fotbal, am făcut și schi. La unele am ajuns campion, regional, național, la altele am gustat din pasiunea unui hobby, n-am rămas acolo. Așa a fost să fie. Dar zonele care m-au atras și unde m-am regăsit, fie că au ținut de zona de activitate sportivă, fie că au ținut de îndeletniciri, fie că au ținut de materii, de studiu, cele care mi-au plăcut, totuși am rămas consecvent cu ele și în multe dintre ele am reușit să ating oarecare performanță. Super! Un cuvânt de încheiere pentru cei care urmăresc acest filmuleț? Să rămână consecvenți, fiindcă totdeauna va veni un rezultat al consecvenței lor. Să facă puțin un pas în spate când poate se simt dezamăgiți sau deznădăjduiți, sau se pare că efortul este prea mare și parcă capătul tunelului nu este foarte vizibil, să respire adânc, să nu se demoralizeze, fiindcă vine o a doua zi și se vor aduna din nou de dimineață cu forțe proaspete și să rămână consecvenți. Încă mai devreme sau mai târziu, dacă rămân consecvenți pe ce își doresc, vor atinge scopul. Fără dubiu. Mulțumim mult de tot!